Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag. Mă numesc Zidana Uzacună, bun venit pe pagina mea de Facebook, în bucătărie la Zidana Uzacună. Vă salut cu mult drag și o inimioară din casa mea, în casa ta, cu pace, cu dragoste și cu fericire. Astăzi vreau să vă fac un live foarte interesant pentru voi aici, o întrebare care foarte des o primesc de la voi, aici imediat cu voi, toți împreună. Dar mai întâi de asta am să te rog să-mi lași un comentariu din ce țară mă priveri, din ce oraș mă priveri, din ce colț ale lumii, ca să vedem până unde ajunge acest clip al nostru sau video al nostru. Dragii mei prieteni, un live foarte, foarte interesant, care este pentru, de ajutor pentru mulți din noi. Vă salut, dragii mei prieteni, vă rog să-mi distribuiți live-ul, chiar puteți să-l distribuiți în grupul Învață Găti cu noi, că acolo tot este grupul meu, eu sunt fondatoare acestui grup, dar eu astăzi vorbesc de ceva foarte interesant, care este o întrebare foarte des întrebată de voi. Dragii mei prieteni sau prietenii, des mă întrebați, Dana, ce să facem și de ce noi avem, deci, urina urât-mirositoare? Și ce să facem, dacă este bine sau dacă este rău, când noi avem urina urât-mirositoare. Uite, eu astăzi îți dau câteva, dispunem de sfaturi, da? Care cu siguranță acest video ați vă ajute foarte mult în viață ca să nu ai, deci, urina mirositoare urât. De la ce? În primul și în primul rând, când la noi miroase foarte urât, deci urina sau are alte culori, de exemplu, ca urină neagră, e sănătos? Nu. Deci ca urină ca finie închisă, e sănătos? Nu. Ca urină ca finie cu sânge sau chiar o urină verde. Sau deseori, deci o urină, avem urină cu miros. Poate fi așa, miros de pești, ca de animal, de acetonă, de vopsea. Deci un miros poate să aibă și de mâncare stricată. Da, corect. Urina este foarte importantă, deci pentru noi, fiindcă dacă noi nu ne urinăm, toată urina duce sub piele și la noi se înflă mânuțele, deci picioarele în primul și în primul rând, da? Și deci nu este sănătos. Știți, urina este sărată și urina, deci o filtrează rinichii. De la ce noi avem, deci, urina urât-mirositoare? În primul și în primul rând, de la metale grele. Infecții în organism. Este o problemă, mai des se întâmplă la sex feminin, adică la femei, da? Urina urât-mirositoare. Poate fi de la kilograme în plus, poate fi și la bărbați, da, corect. Poate fi de la problema cu nisipul sau pietre la rinichi, poate fi de la ficat gras, de la o ciroză hepatică. Dacă noi avem o hepatită la ficat, da, corect, urina este urât-mirositoare. Și o întrebare este, Dana, cum trebuie să miroase, deci, urina noastră? Ca urină și atât. Deci să aibă puțin o culoare alb-gălbui, străvezii gălbui, dar numai nu alte culoare, sau cu sânge, sau cu cheguri, cheguri îndeseori de sânge, sau cu bucăți de sânge închegat, sau chiar verzii, sau chiar neagră. Sunt diferite situații. Și trebuie să facem și de ce noi avem, deci, această urină mirositoare. Este bine sau este rău? Da, este foarte rău. Poate fi și vreo infecție vaginală, și vreo bacterie, poate fi problema cu rinichi, poate fi kilograme în plus sau kilograme în minus, da? Da, poate să aibă și bărbații, mai ales când, deci, au diabet sau nu funcționează, deci, rinichi. Asta este o grăsime, asta este o murdărie, o bacterie, un virus în organism. Și urina noastră nu are cum să miroasă urât. Astăzi am stărât câteva, spunem, sfaturi aici, care cu siguranță ce poți face tu ca să curiți corpul, ca să nu ai un miros de urină, deci urât. Deseori, așa infecții există vaginale, da, fiindcă noi scăpăm urina, da? Adică nici nu ne simțim, dar lingeria noastră este udă și poate fi și la copii de 7-8 ani, mai rog, plus 20 de ani. La toată lumea poate să... Deci se întâmplă acest caz. Deseori este de la o frică, când noi avem o frică sau când noi avem o spaimă, da? Dar noi nu uităm că astăzi vorbim
nu din urină, care noi o scăpăm, dar de urina urât, puturoasă sau, cum îi spunem noi, mirositoare. Hai să vedem ce puteți faceți voi când voi aveți urât, urina mirositoare. Și trebuie să bem și trebuie să introducem deci în raționul nostru de mâncare ca noi să avem o urină sănătoasă. Este foarte important, dragii mei, pentru nici că acum urina noastră nu poate să miroasă urât sau acetonă sau a vopsea, da? Ce se întâmplă când noi avem urina așa mirositoare? Deci este infecție în corp, da? Și astăzi eu astăzi vă arăt ce putem lua pentru o urină sau urină sănătoasă. Deci este foarte important, da? Eu am aici câteva condimente și am să spun și trebuie să iei în primul și în primul rând când o doamnă sau o domnișoară sau chiar o bunică deci miroasă urât urina, în primul rând infecție în corp, grăsime la ficat. Și noi numai decât trebuie să luăm ceaiuri. Și ceaiuri și cât este foarte important. Ceai de păpădie. Da, dragii mei prieteni, ceaiul de păpădie, el este foarte bun. Vă știți care este? Deci păpădia, da? Noi o culegem, deci, vara, primăvara, așa, așa ea este. Toată lumea știe care este păpădia. Ea este pentru cancer, da? Dar ea este pentru a curăța corpul, dacă noi vorbim și de ficat. Câte un litru, jumate de ceai pe zi de păpădie. Cât păpădie? Ia că așa cu 3 deci de tăi, tu iei în felul următor. Ia câtă un, o pui la un litru jumate de apă clocotită, pui capacul, acest litru jumate, să-l bei toată ziua. Este important. Câte zile trebuie să luăm acest ceai? 30 de zile. Ca să faci o curățire, o detoxifiere a corpului, ca să nu ai urina urât mirositoare, ca să ajuți și la rinichi, ca să ajuți și la ficat, ca să ajuți la de celule răle din organism sau chiar la cea ciupiarcă vaginală, câte un litru jumate, 30 de zile. Este foarte sănătos. Deci ceai de păpădie. Mulți de voi se întreabă, Zidana, eu nu am ceai de păpădie și pot să mai beau. Dragii mei prieteni, ia uitați-mă și am eu aici. Rastorop și verde, da, eu am care ea crește în grădină. Am și semințe, dar eu am rastorop și fiindcă ea este bună până cade, deci, zăpada. Ia uitați-vă, o am în floare. Ceaiul de rastoropșă poate fi, se mai numește ciulin. Poate fi el și uscat. Este foarte bun pentru urina urât mirositoare. Nici că acum urina ta nu are cum să fie cafeină închis ca o cafea închis sau ca un ceai puternic. Nu, urina trebuie să fie strevezii, gălbui, da? Ceaiul de rastoropș. Cât rastoropș punem la un litru jumate de apă, o frunză. O frunză este suficient, dragii mei prieteni, lăsăm așa o frunză, uitați-vă, da? La mine este verde, că eu am în grădină și ea cu cât mai multă apă de ce are, mai ales acum toamna, ea crește și a crește și tocmai îngheață când deja dau jerurile cele mari, adică când este minus 15, minus 20 de grade. Rastoropșa, ceaiul de ciulin sau rastoropșa este foarte bun pentru ficat. Ea este bun pentru cancerul la ficat. Dacă tu ai 2-3 semincioare de rastoropșă, așa unde se ele, ele arată în felul următor, da? Tu îți pui, deci în grădinuța ta, tu le ai în fiecare deci an. Ele ies ca o floare frumoasă, da? Da, puteți să luați și un litru jumate de semințe, de ceai de semințe de rastoropș. Cum? O lingură, atent, o măcinați foarte bine, puneți peste ea o lingură, deci care mâncăm noi cerbiți, un litru jumate de apă clocotită, deci cu siguranță puteți o luați 30 de zile. Deci este foarte important. În afară că ea curăță rinichii, ea curăță foarte bine, deci grăsimea de la ficat, fiindcă mai ales când noi avem kilograme, deci în plus sau chiar kilograme în minus, sau chiar când noi avem colesterolul mare. Deci cum și semințele de rastoropșă, cum și floarea de rastoropșă care o am eu verde, dar eu am deci rastoropșă până la rastoropșă. Știți, mai ales dacă eu mă învelesc cu peliculă iarna în grădină, ea așa de călduros, poate ea se mai îngălbenește, dar este bună. Dar poate de folosit și ceai de frunze de rastoropșă uscat. Așa, dragii mei prieteni, bună ziua, astăzi vreau să vă fac aici un live cu voi foarte interesant pentru urina urât mirositoare, care, păreri de rău, are
sex feminin mai mult, da? Și este foarte important. Încă un aliment, a treilea aliment, da? Lămâie. Ceaiul de lămâie, foarte corect. Așa, câte un litru jumate de ceai pe zi. La fel, 2-3 filioare, apă fierbinte și bei un litru jumate 30 de zile. Dar atent, noi nu uităm că de la lămâie noi foarte mult, deci slăbim, da? Ca cei care au kilograme, deci în minus, știți că de la lămâie, deci slăbiți foarte mult. Dacă noi vorbim de plus 120-130, atunci nu un litru jumate de ceai de lămâi sau de rastoroc sau de păpădii, da? Dar chiar 2 litri de ceai pe zi. Deci el este foarte sănătos, da? Poți le combini cu păpădii, cu flori de păpădii și lămâi. Poți le combini, dragii mei prieteni, dar numai decât trebuie să fie cam un litru jumate pe zi. Încă un condiment care eu îl iubesc, sucul de țelină, da? Sucul de țelină este foarte bun pentru ficat, este foarte bun pentru a omorâ celulele rele din organism. Este formidabil. Îți coliți, deci, o rădăcină de țelină, o fărâmbini, la fel o pui într-un litru, jumate de apă, dar rece. Și-l bei toată ziua. Este formidabil pentru urina urât-mirositoare. Deci, țelina. Dragii mei prieteni, vă rog să-mi distribuiți live-ul, să ajungă cât mai departe. Un live foarte interesant care ați văzut cu siguranță pe viitor. Cuișoarele. Ceaiul de cuișoare, la fel câte un litru jumate pe zi. Câte cuișoare? Nu mai mult de 5 cuișoare. Așa, într-un litru jumate de apă clocotită, puteți să-l beți și călduț, puteți să-l beți și rece, la fel un litru jumate 30 de zile. Cuișoarele curăță foarte bine, deci organismul chiar și paraziți. Că deseori este posibil ca noi să avem urina urât mirositoare și când avem paraziți sau alt tipuri de paraziți ca nanul sau ca heliobacterul, da? Roinița, ceaiul de roiniță, un litru jumate pe zi. La fel iese din grădină, ia uitați, eu încă mai am verde aproape, iese usuc, că noi deja odată zapada, dar o mai am. Ia, vedeți, astăzi este strânsă, chiar poți să o folosi și uscată, la fel câte un litru jumate pe zi, dar numai nu mult, așa, ia uitați, ca o rămurică în felul următor, cum ai luat tu cu, deci, 3 degete atâle. Așa, mintea rece, dragii mei prieteni, mintea rece este ca o deparazitare a organismului, dar ajută foarte bine la urina, deci urât-mirositoare. Foarte bine ajută. Câte un litru jumate de ceai pe zi, de dimineață până seara, până când tu bei, 30 de zile, da? Aici mă întreb, Zidana, caldul rece, cum vrei tu? Dar tu bei un litru jumate dacă tu ai această problemă, da? Infecție urinară. Și mintea rece, deci, este formidabilă și bună, da? La fel o iei așa. Cimbru, da, dragii mei prieteni, ceaiul de cimbru, așa, care noi îl punem, deci, la boșuri, un litru jumate pe zi sau cald sau, deci, recitul echel este foarte bun chiar și pentru curățirea sângelui. Când tu ai colesterol mare, da, dar noi ne urinăm foarte mult de la dânsul, da, fix ca semințele de mărar. Pentru cine știe, da, semințele de mărar, ele sunt diuretice, la fel câte un litru jumate de apă, clocotită, deci o linguriță de semință de marar sau e ca așa, două rămurele de cimbru la fel, deci te ajută ca scuriți corpul, deci toxinele, murdăria, metalele grele din organism. Așa, dragii mei prieteni, frunza de dafină, foarte corect, ceaiul de frunză de dafină, dar noi când vorbim, noi vorbim de un litru jumate, că ei se mă întreb, măi Zidana, dar n-am spot eu bea un litru jumate, deci pe zi, trebuie să bea. Fiindcă un litru jumate de ceai pe zi este foarte sănătos asupra corpului nostru și nu numai pentru urină, dar și pentru ficat, și pentru sânge gras, și pentru urinichi, fiindcă deseori noi avem urina urât-mirositoare când este o infecție la rinichi, să știți, deci este foarte important. Două, trei frunze, nu-l faceți foarte puternic, dar la un litru jumate el ajută și la slăbit. Ca fi ca un detox al organismului, de scoate toată murdăria din organism. Și dacă îi se mă întreb, Zidana, dar pot să nu mănânc nimic,
Dar să țin numai acest cer, poți, numai nu multe zile, o zi, două, pe săptămână, ești foarte bine de a scoate infecția, murdăria din organism. Curcuma, praful de curcuma sau chiar rădășina de curcuma, tumeric, o linguriță, este foarte bun într-un litru jumate de apă, ajută și la paraziți, pentru cei care are sufăr cu paraziți sau heliobac sau alte tipuri de deci paraziți. Dar știți că curcumaua îl ajută și la tusă, deci la infecția când noi avem la gât, da? Cu imbiriu la fel. Știți care este imbiriu? Eu des vorbesc de imbir, chiar și un litru jumate de ceai de imbir. Dacă tu ai dureri de gât sau ai probleme mucoase la plămâni, știți că sunt două condimente care el te ajută, deci scoate infecția din plămâni, dar de la ea te urineți, da, și scoatem urina urât mirositoare. Deseori mă întrebați, Dana, eu parcă mă spăl foarte bine, fac o băiță foarte bine, dar lingeria mea miroase, deci a urină. Asta este infecție în corp. Asta sunt metale grele și numai decât trebuie să faci, deci, o curățare, deci, de corp. Fix așa și la bărbați. Că zic, dar și numai femeile, nu, și bărbați, dragii mei prieteni, da? Ovăsul, da? Ia uitați-vă cum arată, da? Câte o lingură mare la un litru jumate de apă clocotită, lăsați 7-8 minute și apoi beți acest ceai, că este bun și pentru diabet. El este bun pentru persoane care suferă de diabet, tip 2 sau zahăr diabet, cum se numește, deci la noi în Republica Moldova. El este foarte bun pentru cei care au sângele gras, colesterolul mărit. Ești și colesterol bun, ești și colesterol rău. Noi vorbim de colesterolul, deci rău. El curăță foarte bine, deci și ficatul, să știți. Ovăsul este o cereală care chiar să faci și kvas din el, un fel de limonad, pentru cine nu știe ce înseamnă kvas, da? El este foarte bun pentru, deci, bacteriile vaginale pentru femei, dar o au și bărbații. Deseori mă întreabă, Dana, eu am bolit cu o boală venerică și de atunci am un miros foarte urât. E că dacă tu îți faci astfel de tipuri de ceai, 30 de zile, un litru jumate. Deci ceai este ajut foarte bine. Ceaiul de gutui, da, el este un ceai foarte bun, chiar de frunza de gutui, chiar și de fructul. Este un ceai cu mult îmbrăcat cu vitamina C și curăță celulele rele din organism. Un litru jumate de ceai pe zi. O jumate de gutui, la un litru jumate, chiar poți spui 2-3 frunze, ce este minunat pentru a curăța corpul dacă avem probleme, deci, cu urina murdară, dar ajută foarte bine, deci, la răceli, gutui ajută foarte bine și la curățarea ficatului, ajută la curățarea sângelui, la pancreas, deci, este foarte important. Dragii mei prieteni, mai am aici polen, propolis, păstur, da, el este ca antibiotic natural, așa, ia uitați-vă cum arată, el este foarte bun, care la fel ajută la infecțiile urinare, dar el ajută și la cancer, pentru cine nu știe, polenul are foarte multe vitamine care aduce albinuțele în stup, chiar și pentru paraziți, chiar și pentru dureri de stomac, chiar și pentru gastrită, chiar și pentru dureri de cap și pentru sistemul nervos, fiindcă el are foarte multe vitamine și el întărește metabolismul și imunitatea. Dar pentru infecțiile sau pentru urina, la fel, atent, tu trebuie să mănânci o lingură mare seara, trebuie să fie amestecate toate, nu numai polen curat, o lingură mare dimineața, dar între dânsele alegi și un ceai cu un litru jumate de apă. Poate fi de gutui, poate fi un ceai de țălină, de cimbru sau chiar de pătrunjel. Așa, da, dacă mergem și la ceaiul de pătrunjel, dragii mei prieteni, pătrunjelul, deci este o, spunem așa, o verzătură, o iarbă, o frunză, dar care este foarte mult un condiment consumat de noi. Ceaiul, un litru jumate de pătrunjel, la fel ajută foarte bine la infecții urinare. Ca urina noastră, deci sunt numeroasă urtia, curăță infecțiile, sau mai bine spus, deci infecțiile vaginale. Dar atent, ajută și la rinichi, curăță rinichi, ajută pancreasul, pietrele la rinichi. Clar, nu puteți să le bei, deci un păhărel astfel de ceai, da? Și atât. Nu merge, da?
Zici că eu am băut un pahar de ceai de 100 de mililitri și m-aș dat. Nu, dragii mei prieteni, un litru jumate, 30 de zile. Tu ești urinezi foarte mult. Prin urină, când noi spălăm corp fix ca o haină, când ia să murdărește, deci noi o băgăm în mașină și o spălăm, da? Așa și corpul, din când în când, el trebuie făcut un detox, o curățire de corp, da? Și deci știți că ceaiul de pătrunjel este foarte bun și pentru bărbați, mai ales pentru persoanele care suferă cu rinichi. Câte un litru, jumate pe zi. Așa. Dragii mei prieteni, încă un lucru care, într-adevăr, eu îl iubesc foarte mult, așa, care este pentru urina, deci urât mirositoare, sunt mugurii de mesteacă. Foarte prieteni, uitați-vă cum arată, da? Mugurii de mesteacăne, da, ceaiul de muguri de mesteacăne ajută la pietre la rinichi, la curățirea rinichilor, chiar dacă este infecție, dacă sunt pietre, dacă sunt pietre, da, chiar și la fiere. Chiar ajută foarte bine la persoanele care suferă cu hepatita, la persoanele care suferă cu cirozele, da? La fel, câte o linguriță, ele arată în felul următor, stați, eu vă le arăt, așa. E că așa arată, parcă este in, dar nu este in. Ia, vedeți? Vă le arăt așa din. Nu este in, sunt muguri de mesteacă. Aici am in. Ia, vedeți? Sunt lucruri diferite. Dar aici am muguri de mesteacă. Formidabil pentru cancerul la rinichi. Pentru cei care, deci, fac dializă. Dar ajută și la urină. Deci, de scoate metalele grele din organism, de a scoate toată murdăria din organism, de a scoate toate ciupercile din organism, pentru a face deparazitare, este foarte bun. Uitați-vă câte lucruri interesante, deci eu fac și eu vă le arăt. Și aici mă întrebi, Dana, încă la ce mai ajută roinița? Aici vorbim de roiniță. În afară că roinița, deci ajută la urina urât mirositoare este foarte bună pentru creier, pentru cei care suferă de depresie, pentru cei care nu pot dormi noaptea, da? Deci care nu sunt liniștiți. Deci roinița sau melisa se mai numește. Ea se vinde, deci, și uscată, dar nu o luați în plicuri, da? Care se vinde pe la Lidl, dacă nu este roiniță curată, da? Dar melisa, e este ca o plantă biblică din familia de mentă rece, de izmă se mai numește, da? Dar sunt lucruri diferite. Sunt două plante care sunt foarte bune pentru creier, pentru paraziți, de a curăță organismul, da? Dar, atent, este foarte bun pentru, deci, curățirea, deci, căilor vaginale pentru femei. Știți, foarte interesant. Cineva mă întreabă, să le fierbem, eu am spus deja, da? Dacă noi vorbim de țelină, de cartoful de țelină, încă o dată, un cartof de țelină îl fărâm foarte bine în blender cu apă rece, da? Și bei un litru jumate de zi pentru infecții urinare. Eu am vorbit foarte corect, live-ul să rămână aici, apoi să-l trec pe canalul meu de YouTube ca să-l vedeți de la început. Este foarte important ca să mă întreb, Zidana, dacă, de la ce mai este acest miros urât de urină? De la pastile, de la cine ia multe antibiotice. Dar noi nu ne gândim că la copiii noștri când dăm multe pastile, când dăm sacul sau punga plină de pastile, noi nu întrebăm ficatul, ce faci? Da, de la antibiotice multe, de la pastile, noi avem, deci, infecții urinare. Câteodată se mai numește și ciupercă, câteodată se mai numește griboc, da? Deci, fiți foarte atent cu pastile care noi luăm în cantitate multă, fiindcă unele mămiși cu păreri de rău s-au învățat dacă fetița, deci sau băițelul, este răcit, ai răbde pe pastile, dar mai încercați și naturale, dragii mei prieteni, care cu siguranță n-a să facă la copiii voștri nimic. Curcuma, frunze de dafină, gutui, pătrunjel, polen, propolis, păstură, deci acelea naturale care cu siguranță n-are cum să-i facă, deci rău la copilul nostru. Da. De exemplu, dacă noi avem o infecție urinară și faci mulți din noi răbdi, plecăm la farmacie, batem o ușă și dăm ceva pastile pentru infecție urinară sau pentru mirosul urât
de la urină, poate fi și miros, de la urină poate fi și mirosul din gură, știți, da? Și chiar de la piele, da? Pentru noi nu știm că noi înțelegem că transpirația noastră, deci este o urină care iese afară, care corpul o transmite, da? Opriți-vă de luat pastile în exces, foarte multe pastile. Nu este sănătos, chiar real nu este sănătos. Cu părere de rău, asta este, dragii mei prieteni, câteodată noi nu avem ieșuri din situații și noi nu știm altfel cum și plecăm repede la farmacie. Dar fiți atenți, nu luați multe pastile. Și poți mai iei foarte bine pentru urină, când tu ai un miros urât de la urină, da? Două frunze de aloe, la fel format foarte bine într-un litru jumate de apă. E foarte important la toate, pe zi, un litru jumate de apă. Fix așa și ca pentru kilogramele în plus, pentru persoanele care suferă cu kilogramele în plus sau chiar kilogramele minus, că la fel poate fi o deparazitare. Zi, Dana, dar de ce trebuie să beau apă când am kilograme în plus? Fiindcă cât mai mult noi ne urinăm, cât mai mult noi spălăm corpul, da? Cu atâta este mai bine pentru organismul nostru, dragii mei prieteni. Vă salut cu mult drag, mă numesc Zidana Uzacuna, bine ați venit pe canalul meu, pe pagina mea de Facebook, în bucătărie la Zidana Uzacuna. Aici găsești foarte multe tratamente naturale, care pas cu pas eu vă le explic pentru toate boli, pentru cancerul de ficat, da? Acolo este și număr de WhatsApp, pentru tuberculoză, pentru kilograme în plus, pentru kilograme în minus, pentru căderea părului, da? Pentru coșuri pe față, da? Pentru cei care au foarte multe kilograme sau în minus kilograme, cum există și așa ceva. Când persoanele foarte des răcesc și se întâmplă, la fel este metabolismul și imunitatea, e slăbut și corpul, deci nu are putere și el răcește. Da? Opriți-vă de a vă îndopa cu pastile. Opriți-vă de a lua ca să ne știm destul de bine că pe noi ne-o special injectat cu un vaccin sau alte tipuri, dar după asta multă lume deci au rămas nu chiar sănătoși, adică nu bine cu sănătatea. Învățați-vă de a lua tratamente cât mai naturale. Și acum mai spun întreb, Zidana, tu care mai e, care tu iubești pentru urât, urina mirositoare, cel de păpădii, foarte bun, cel de păpădii, chiar din rădășina de păpădii, care este bun pentru cancer, da? În felul următor, dragii mei prieteni, așa. Ia uitați, vapșoară, așa, îl las apă fierbinte, îl las 7 minute, uitați, automat s-a schimbat culoarea dacă este naturală, da? 7-8 minute și apoi cu siguranță pot să-l beau 1 litru jumate pe zi. Toate cele care vă le-am arătat eu astăzi, numai decât dacă tu ai, deci, o urină, urât, înțepător, miros, poate miroase și a vopsea, poate miroase așa, a pește, da, așa pește stricat, poate să miroase așa chiar a metale grele, da? Să știți că numai decât trebuie să luați aceste sfaturi prețioase, care eu vă le spun, naturale, chiar ca să fiți sănătoși. Și mă numesc Zidana Uzacuna, bun venit, dar te rog să-mi distribui acest live să ajungă cât mai departe. Chiar dacă aveți o întrebare în privat, mă găsiți pe Viber, acolo pe pagina mea. Deci pe Viber este numărul meu de WhatsApp de gratis. De gratis, cum ai dracu și pot eu să te ajut cu un sfat. Să fiți sănătoși, dragii mei prieteni. Vă abonați chiar și la canalul meu de YouTube, în bucătărie, la Zidana Uzacuna. Suntem foarte mulți, suntem aproape 300.000. Dar pagina mea de Facebook, în bucătărie, la Zidana Uzacuna, deja a depășit de 311.000. Asta sunt foarte multe milioane. Deci milioane eu vorbesc, nu de mii. Deci văzute. Mai am și așa întrebări. Măi, Zidana, măi, dar tu nu răspunzi la întrebări. Suntem foarte mulți. Suntem foarte mulți și chiar real eu câteodată nu mai dovedesc. Dar încearcă omul care vrea cu dragoste, cu iubire, cu liniște. Dacă îmi trimiți mesaj cu rău, cu siguranță, te blochez, voi deja mă știți. Eu nu iubesc cu oamenii răi și nu iubesc cu oamenii negativi. Eu te ajut dacă tu mă rogi frumos. Atunci, da, cu dragoste, cu iubire, cu liniște în casa voastră, Zidana Uzacuna. Aveți grijă de voi și o noapte cât mai liniștită.